Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metoda falsei ipoteze. Metoda falsei ipoteze, așa cum indică numele, pornește de la o presupunere pe care o facem în raport cu una dintre mărimile pe care dorim să le determinăm. Rezolvarea problemelor prin această metodă cuprinde următorii pași. Pasul 1. Presupunem că mărimile sunt toate de același fel și efectuăm calculul corespunzător pentru a stabili dacă presupunerea făcută este adevărată sau falsă. Dacă rezultatul coincide cu cel din enunț, atunci presupunerea făcută este adevărată și problema este rezolvată. Însă, dacă rezultatul este diferit, înseamnă că presupunerea făcută este falsă, ceea ce înseamnă că există mărimi și din a doua categorie. De aceea vom continua rezolvarea. Pasul următor: stabilim cu cât respectiv de câte ori diferă rezultatul obținut față de cel din enunț. Apoi determinăm ce modificare cantitativă există între cele două mărimi, iar în final, împărțind diferența de la pasul 2 cu diferența de la pasul 3, determinăm numărul mărimilor din cel de-al doilea la fel. Și ceea ce ne rămâne ne indică numărul mărimilor din primul fel. Haideți să vedem un prim exemplu. Într-o curte aleargă găini și purcei, în total având 15 capete și 40 de picioare. Determinați câte găini sunt în curte. Haideți să vedem care era primul pas. Trebuie să facem o presupunere, să presupunem că în curte sunt fie doar găini, fie doar purcei, și să vedem dacă acea presupunere făcută este adevărată sau falsă. Haideți să considerăm situația în care vom presupune că sunt doar găini. Dacă în această curte ar fi doar găini, având în vedere că noi știm că sunt 15 capete, înseamnă că noi avem, de fapt, 15 găini. Și acum, haideți să vedem cum stabilim dacă presupunerea făcută este adevărată sau falsă. Noi știm că în curte trebuie să fie 40 de picioare, iar o găină are două picioare, ceea ce înseamnă că cele 15 găini vor avea 15 ori 2, și anume 30 de picioare. Ce observăm este că 30 e mai mic decât 40. Asta înseamnă că presupunerea pe care am făcut-o este falsă. Nu pot să am în curte doar 15 găini și atunci înseamnă că în acea curte se găsesc și câțiva purcei. Haideți să vedem acum cu cât diferă rezultatul pe care l-am obținut față de ceea ce știam că avem în problemă. Și anume, dacă vom face diferența dintre numărul de picioare, vom avea 40 minus 30 și obținem 10 picioare. Haideți să stabilim acum ce modificare are loc între numărul de picioare de la găini și numărul de picioare de la purcei. Noi știm că un purcel are 4 picioare, iar o găină are 2 picioare, ceea ce înseamnă că vom avea 4 minus 2 și obținem 2 picioare. Și acum, la următorul pas, dacă vom împărți cele două diferențe, obținem numărul mărimilor din al doilea fel, adică numărul de purcei, cei pe care nu i-am considerat în presupunere. Dacă noi am fi considerat că avem doar purcei, atunci la acest pas am fi aflat numărul de găini. Și atunci vom avea 10 împărțit la 2 și obținem că în acea curte sunt 5 purcei, iar în final, prin diferență din totalul de animale din curte, vom avea 15 minus 5 și obținem că avem 10 găini în acea curte. Haideți să facem o verificare. Vom avea 10 ori 2, pentru că am aflat că sunt 10 găini și fiecare găină are două picioare, plus 5 ori 4, pentru că un purcel are 4 picioare și vom obține 20 Plus 20 și obținem într-adevăr că în acea curte sunt 40 de picioare. Haideți să scriem acum răspunsul, pentru că întrebarea era câte găini sunt în curte, atunci răspunsul va fi 10 găini. Haideți să mergem mai departe la următoarea problemă. Dacă se așează câte 2 elevi într-o bancă, rămân 4 elevi în picioare, iar dacă se așează câte 3 elevi în fiecare bancă, rămân 2 bănci libere. Câte bănci și câți elevi sunt? Haideți să facem câteva observații. În primul rând, dacă două bănci rămân libere, înseamnă că în sala de clasă trebuie să am mai mult de două bănci, iar dacă patru elevi rămân în picioare, la fel, numărul de elevi trebuie să fie mai mare decât patru. Așa că, haideți să presupunem că în sala de clasă sunt trei bănci și să vedem ce se întâmplă. Așadar, vom scrie că presupunem că sunt 3 bănci și atunci haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare situație. În prima situație, dacă vom înlocui ținând cont de faptul că sunt 2 elevi într-o bancă, vom avea 2 ori 3 plus cei 4 elevi care stau în picioare, așa că vom obține 6 plus 4 și anume 10 elevi din prima situație. În a doua situație, ținând cont de faptul că două bănci sunt libere, înseamnă că din cele trei bănci pe care eu le-am presupus că sunt în sala de clasă, voi ocupa o singură bancă, așa că vom avea unor trei și obținem 3 elevi. Ceea ce înseamnă că presupunerea pe care am făcut-o este falsă și observăm că există o nepotrivire între cele două situații de șapte elevi. Haideți să mergem să vedem ce s-ar întâmpla dacă am mărit numărul de bănci cu o unitate, dacă am avea practic patru bănci în sala de clasă. În prima situație, dacă înlocuim, vom avea 2 ori 4 plus 4 și obținem 8 plus 4 și anume 12 elevi, iar în a doua situație, pentru că două bănci rămân libere, înseamnă că din cele patru eu voi ocupa doar două bănci. Așa că avem 2 ori 3 și obținem 6 elevi. Haideți să facem acum câteva observații. În primul rând, dacă ne uităm la situațiile în care stăteau în bancă câte 2 elevi, observăm că numărul de elevi s-a mărit cu 2, iar la situația în care elevii stăteau câte 3 în bancă, observăm că numărul s-a mărit cu 3. Asta înseamnă că la fiecare nepotrivire dintre cele două situații, noi vom scădea numărul de elevi cu 1, pentru că 3 minus 2 este 1. Și atunci, dacă noi trebuie să scăpăm de această nepotrivire de 7 elevi, și la fiecare nepotrivire noi pierdem practic un elev, înseamnă că numărul de bănci va trebui să crească cu. 7 și atunci, haideți să vedem, înseamnă că noi în presupunerea inițială aveam 3 bănci, dacă numărul de bănci trebuie să crească cu 7, înseamnă că vom avea de fapt 3 plus 7 și anume 10 bănci. Haideți să vedem acum câți elevi ar fi din prima situație și avem 2 ori 10 plus 4. Asta înseamnă că obținem 24 de elevi și haideți să vedem dacă este corect, dacă și în a doua situație vom obține același număr de elevi. Pentru că din cele 10 bănci, 2 sunt libere, înseamnă că noi vom ocupa 8 bănci cu câte 3 elevi. Așa că avem 8 ori 3 și obținem într-adevăr 24 de elevi, ceea ce înseamnă că în sala de clasă vom avea într-adevăr 10 bănci. Haideți să scriem așadar răspunsul. La punctul A avem 10 bănci, iar la punctul B am obținut că în sala de clasă sunt 24 de elevi. Și, în final, știați că valoarea concentrației de ozon din zona lacului Colibița este de 90 de micrograme pe metru cub, în timp ce valoarea medie a concentrației maxime de ozon din România este de 72,6 micrograme pe metru cub? Aceste cote se mai găsesc doar în munții albi, de aceea zona Colibița este căutată pentru proprietățile curative ale aerului. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. Un grup de copii vor să se plimbe cu barca pe lacul Colibița. Dacă se așează câte trei copii într-o barcă, rămân șase copii pe mal. Dacă se așează câte cinci copii într-o barcă, rămân două bănci libere. Câți copii erau? Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!